Bun găsit! În întâlnirea de astăzi ne vom referi la Constantin Piliuță, un virtuoz al desenului și culorii. Iată o fotografie a tânărului matur, a pictorului aflat, am spune aici, în plină maturitate. Date esențiale ale vieții și activității sale, s-a născut în anul 1929 la Botoșani, s-a stins din viață în anul 2003 la București. Între 1949 și 1956, el a studiat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, la clasa profesorului Alexandru Ciucurencu. În 1957 a organizat prima expoziție personală la București. În anul următor a început să participe la expoziții internaționale. În anul 1967 a obținut premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România. În anul 1974 a obținut premiul Academiei Române Ion Andreescu. În întreaga sa activitate, el a realizat 20 de expoziții personale și a participat la numai puțin de 50 de expoziții de grup, fie în țară, fie în străinătate. Ca elev al lui Alexandru Ciucurencu, a preluat de la maestrul său nu colorismul exuberant al acestuia, ci linia folosită ca un element definitoriu prin care forma definește fondul picturilor sale. Iată, pentru început, un autoportret în tinerețe, în care observăm deja cum desenul strunește foarte bine culorile. Un alt autoportret în alb și negru și încă un autoportret la fel în culori mai deschise și un gri spre închis. Observăm cum pictorul folosește foarte puține culori, operează în aceste tablouri, l-am văzut mai mult cu alb și negru. El a pictat o serie întreagă de peisaje cu case, mai ales case de țară, care aminteau de satul copilăriei sale. Iată aici o casă părintească. Din nou remarcăm acest contrast între alb și negru spre cafeniu. Încă o casă părintească, tot în alb și gri, de data aceasta se pare aflată în plină primăvară, întrucât copacii dintr-o parte și alta a casei au parcă flori albe, dacă nu cumva sunt flori de zăpadă. El a iubit foarte mult peisajele de iarnă și nu numai. Încă o imagine cu un sat al copilăriei. Iarăși observăm aceste nuanțe foarte deschise, încât parcă întreaga imagine provine din amintirea, din ceața amintirii pictorului. Din nou satul copilăriei, din altă perspectivă, tot cu o șosea, o uliță între casele de pe o parte și alta, o vatra bunicilor în alb, pe un fond ușor cenușiu, iarna în sat, spuneam că are multe peisaje de iarnă, de iarnă bogată în zăpadă, ca și în acest tablou, cu o căruță cu cal în prim plan. Altă iarnă în sat. Am zice aici abia se disting casele și copacii pe fondul acesta închis al atmosferei și al zăpezii care înconjoară casele și acoperă casele. O iarnă a copilăriei, desprinsă, o imagine desprinsă parcă dintr-un basm, dintr-o amintire feierică de altă dată. Un nou peisaj de iarnă cu copaci care
abia se disting. Pământul este acoperit de zăpadă și atmosfera este la rândul ei închisă, este cenușie, dar de un cenușiu cald. O iarnă în sat, aici casele sunt ceva mai conturate, sunt mai cărămizii, sunt mai calde, dar iarăși ulița satului, casele sunt acoperite de zăpadă, acoperișurile caselor sunt pline de zăpadă. Este un tablou care îi exprimă în același timp ca și celelalte, de altfel și multă căldură. Zăpada la Piliuță parcă este caldă. Iarna în sat, un peisaj feieric din nou, mai ales că surprinde iarna în timp ce ninge cu fulgi mari albi care acoperă cerul, acoperă de asemenea și învăluiesc de asemenea și casele și copacii. Omul și câinele, o altă imagine tot de iarnă, după cum vedem, cu grija de data aceasta, să zicem, spre condiția omului simplu de la țară, un om însoțit de câinele său în curte, o curte care așteaptă să cadă zăpada. Este o vreme de iarnă, copacii sunt desfrunziți și negri. Dar iată și peisaje cu următorul anotimp, peisaje de primăvară. Aici avem o splendidă imagine de primăvară cu copaci în alb, înfloriți, pe fondul verde al ierbii. O altă primăvară în puține culori, în albul florilor și în verdele ierburilor, în care se ridică trunchiurile cărămizii ale copacilor, în puține culori, zic, creează o atmosferă de bazm. O altă primăvară, tot în sat, cu case de data aceasta frumos conturate în alb și negru, cu garduri vopsite în alb, cu copaci în alb, copaci înfloriți și din nou pe uliță o căruță trasă de cai. A fost și pasionat de aceste animale domestice. De data aceasta un tablou care pare a fi tot de primăvară, pentru că observăm copacul înflorit și iarba de un verde crud. Și în mijlocul tabloului, în spatele copacului, o casă în alb și negru. Un alt tablou, tot de primăvară, similar oarecum celui precedent, la bunici. De data aceasta ne aflăm în plină vară, un peisaj cu case, dar și cu dealuri în spatele acestora și cu pajiște pe care pasc două vite. O casă din Ardeal, o casă mai ridicată după cum vedem. Alt peisaj ardelenesc, iarăși casele acestea ceva mai înalte, pentru că ele au și la subsol au pivniță sau la demisol. Iată și un peisaj urban cu mașină portocalie, și peisajele urbane sunt surprinse tot așa în diferite anotimpuri. Aici avem de-a face cu anotimpul de toamnă, copaci unii desfrunziți, alții cu frunzele îngălbenite. Un peisaj din nou citadin, iarăși în alb și negru, tot așa un peisaj de toamnă spre iarnă. Un peisaj de iarnă și acesta tot citadin,
ceva mai colorat, pentru că în peisaj apare și o casă cu pereții galbeni, alta cu acoperișul verde, iar în fața acestora mașini, între care una în galben, alta în albastru. Acum un peisaj tot citadin, de data aceasta de primăvară, un peisaj în Dudești. Observăm în fața unei bodegi o serie de mese acoperite în alb. Stradela Vântului, peisaj de asemenea citadin, stradelă într-adevăr, pentru că e vorba de o stradă foarte îngustă, după cum vedem, între două clădiri, între două blocuri. Peisajul este văratec, de data aceasta este pe fond albastru, între clădiri se observă albastru cerului, iar pe cer două păsări. Un peisaj la Balcic, în renumita stațiune în care și-a avut Palat Regina Maria. Aici este vorba de o casă fără etaj, de altfel cam așa sunt toate casele din Balcic, cel mult au un etaj și este o casă pe malul mării. Compoziție cu cai. Spuneam că pictorul a fost pasionat de cabaline și aici, în prim plan, în verdele pajiștei, un cal în alb și negru țintat și altul în negru, care pasc. Dansul cailor. Iată un tablou romantic. O femeie care cântă la ghitară, să spunem, și pe țărmul mării un grup de trei cai care dansează, proiectați pe albastrul apei. Altă compoziție cu cai, compoziție intitulată Dans, doi cai albi, observăm, în două picioare, față în față și deasupra lor soarele de pe cer. Am zice că aceste trupuri cabaline unesc parcă cerul și pământul. Sunt pline de măreție. A pictat și o serie de nuduri cu multă delicatețe. Aici un nud cu perucă verde, un nud șezând, culcat, un alt nud intitulat Repetiții, pentru că personajul nud cântă la o vioară. Iarăși tabloul are anumite semnificații simbolice. De ce nud cântând la vioară? Probabil că vrea să sugereze puritatea, să spunem, naturalețea aceasta cu care pasionatul de muzică interpretează un cântec la vioară. Al nud la marul mării, o femeie cu trupul alungit, cu brațele deschise spre cer, spre cerul pe care tronează soarele, un personaj care se bucură de aer, de apă, de soare. Un tablou iarăși foarte frumos și tot așa cu trimiteri simbolice. Cele trei grații, iarăși nud, cu flori în mână sau înconjurate de flori. Și acest tablou plin de poezie, de lirism. Și din nou, dacă se observă, un grup de data aceasta de mai multe grații, șase grații, în desen este un desen, lipsesc culorile,
l-am inclus tocmai pentru a observa accentul pe care îl pune Piliuță pe desen. El își conturează foarte bine trupurile, figurile, elementelor din compozițiile sale, după care le acoperă cu culori bine distincte unele de altele. Este, cum spuneam, un virtuos și al desenului și al culorii, al culorilor temperate și nuanțate. A pictat o serie de balerini. Aici uitați un cuplu, un tânăr și o tânără, cu câtă grație dansează. El simplifică cumva trupurile personajelor, corpurile acestora, atenția fiind concentrată pe redarea mișcării și pe grația mișcării. Flamenco, alt cuplu de balerini, în contrast, roșu cu negru, trupuri zvelte, alungite și poziții foarte sugestive pentru exprimarea mișcării, a unei mișcări pline de grație. Pierrot și Colombina, alt cuplu care dansează. Violonistul, întâlnim la Piliuță și scene din viața muzicanților. Aici violonistul pare să fie într-un concert în fața publicului, este îmbrăcat elegant, după cum observăm, costum, cravată. De data aceasta, un violonist în repaus se odihnește după spectacol, după concert, și odihna are loc, se observă într-un local. Condiția umană. Alt violonist, de data aceasta, nu mai este într-un concert, ci este, să spunem așa, într-un spectacol în aer liber. De fapt, este vorba de un cerșetor. Observăm că dispare eleganța costumației, lipsește costumul. Violonistul este în picioarele goale, iar alături de măsuța pe care stă și cântă, pălăria în care trecătorii îl pot ajuta cu un ban. Mai departe, lăutari, iarăși aici avem de-a face cu un desen și din nou observăm faptul că Piliuță este preocupat nu numai de culoare, dar și de desen. Prin desen exprimând de fapt esența tablourilor sale. Iată și un tablou intitulat Filosoful. E un seminud aici, așezat la masă, cu mâna la frunte, sigur, într-o poziție gânditoare, cu ochii minții tot așa bine conturați, dar și el, să zicem, exprimă o condiție de om altfel modest, dincolo de palatul lui de idei, și care meditează oarecum cu amărăciune, pentru că se află tot așa la o masă în fața căreia se află, iată, un pahar de tărie. În fine, în ultima parte a prezentării noastre, a retrospectivei Piliuță, să prezentăm și florile. El a fost și un pictor al florilor, un liric al florilor. Aici avem flori albe pe fond roșu și observăm că florile aici nu sunt numite, nu sunt personalizate. Florile folosesc lui Piliuță în multe din tablourile de acest gen, pur și simplu pentru decor,
pentru contrastul între flori și fondul pe care sunt pictate. Iarăși, flori albe pe fond roșu. Din nou, florile care nu sunt numite, nu au nume. O căldare cu flori, de data aceasta flori roșii pe fond alb, se inversează culoarea dintre flori și fond. Remarcăm și în acest tablou și în alte naturi cu flori, cu cât minuțe sunt pictate petalele florilor, frunzele acestora. Natură statică cu flori, flori din nou roșii pe fond deschis, vase cu flori roșcate pe fond galben deschis. Observăm și frumusețea vazelor. Vaze de ceramică, din nou flori roșcate pe fond mai deschis. Iată și flori albe pe fond aproape alb. Alb pe alb. Ceva foarte dificil de realizat, dar reușește totuși un contrast, nu, între flori și fond, pentru că florile albe sunt înconjurate de frunze verzi, prin care sunt separate de fondul, de asemenea, alb. Flori galbene. Am întâlnit flori roșii, flori albe, acum flori galbene, deci flori de diferite culori. În vaze albe, pe un fond și el ușor gri. Flori de câmp. Flori galbene pe un fond mai deschis. Flori pe care de data asta le putem numi flori albastre, pentru că sunt albastre, pe un fond mai deschis. Din nou flori albastre pe fond alb. Alte flori de câmp, închise la culoare, pe fond deschis, două ulcioare cu flori și ele închise la culoare, pe fond deschis, în vase, unul închis, altul alb. Un tablou similar, flori mov, cumva, mov închis, în vase de culoare închisă, pe un fond mai deschis. Flori din nou nenumite, de data aceasta flori multicolore. Observăm și o anumită tendință spre geometrizare aici, în redarea vaselor de flori mai ales. Crizantem, iată că are și tablouri în care florile capătă nume și reproduc, să zic, prin formatul lor, prin petale, prin corole, florile corespunzătoare din realitate. Anemone. Observăm că sunt flori pe care le întâlnim cultivate în peisajul nostru, deci nu sunt doar cu specific românesc, sigur ele sunt și universale, dar oricum sunt și cu specific românesc. Ghivece cu mușcate. Mușcate care sunt nelipsite din casele noastre. Maci. Iată, flori de câmp pe fond alb. Cât de frumos se conturează florile împreună cu vasul de flori pe acest fond alb. Stânjenei. Altă culoare, o culoare mov, într-un vas mov închis, pe un fond spre alb. Albăstrele, altă culoare a florilor, alt tip de flori. Și ele flori în mare parte de câmp. Vase cu mățișori și flori de câmp. Dalbe și maci. Păpădii și violete.
și câteva tablouri statice cu fructe. Aici pere și struguri. Ca și în tablourile cu flori și în aceste naturi statice cu fructe, același contrast între elementele tabloului, între ele și fond. Pălăria cu struguri, dar alături și un vas plin de flori. Natură statică cu struguri și ciclamene. Iată încă o natură statică, vas în albastru, flori și fructe galben, aurii, portocalii. Un ospăț pescăresc, aici o natură statică cu pești, pahare, sticle, în contrast cu fondul. O natură statică, din nou, cu vase și farfurie cu pești. Natură statică cu icoană. Iată, aici apare și icoana, care sigur este un simbol al spiritualității, și am putea să spunem în final că în Constantin Piliuț avem un pictor care este un poet al peisajelor și un poet al tablourilor cu nuduri, cu balerini și mai ales cu flori. Vă mulțumesc pentru atenție!